Hello! Și bine v-am găsit la nou episodul acestui mini-canal. Astăzi vom juca un joculeț numit Hotel Paradise. Sau un jocul ăsta, din câte am înțeles din câteva detalii de pe aici.io, adică din două, trei cuvinte citite, pentru că mi-a fost lenă să citesc tot textul. Trebuie să duc chestia asta la camera care ar trebui să fie. Scrie aici 655, bănuiesc că este în partea asta. Sper să nu mă încurc și sper să duc cheia exact unde trebuie. 666 trebuie să fie. Asta e o cameră din aia mai faină, știți? 666. Știți voi. What the fuck? What? Stai că sunt confuză. 655. Ok. Sunt atât de confuză. Cred că m-am dus unde trebuia. What? Băi! Trebuie să duc o cheie! La o cameră! Nu la mama dragon vraznic! Stai să vedem, stai nu, deci avem ăsta aici, da? Mergem pe aici, vedem ca ce cameră sunt. Sunt 890 ceva. Deci s-ar putea să luăm bine pe aici. Deși nu sunt foarte sigură și îmi pare rău că am dat peste microfon în momentul ăsta. Tu-ți bagi joc de mine. What the fuck? Știi ce? O să mă duc fix în partea aia. Mă, trebuie să găsesc cândva camera asta. Ce Dumnezeu? Nu? Ceva e ciudat la mijloc. So, 533, așa, 530, așa. 130? 128? Băi, cred că mă duc în direcția proastă. Eu cred că camera asta nu există sau ceva de genul ăsta. Trebuie să fie ceva ciudat la mijloc. Deci eu nu cred. Că m-am vrut aici ca nebună, degeaba. Ce-i cu jocul ăsta? Sau a trebuit să mă duc în partea asta. Ce labirint, frate. Apoi trebuie să mă duc în partea asta. Sper! Wait, și n-am ajuns cumva de unde am plecat? Mă, nu-mi zic că camerele astea se schimbă cumva ciudat, e un algoritm ciudat și se schimbă la un moment dat și n-am șanse să găsesc camera bună. Ca asta ar fi destul de aiurea. Foarte aiurea. Ok, so... Ok. 400... Așa, deci în partea asta e cu 900. Știi ce? Să mergem super fucking random și o să ne rugăm să găsim camera pentru că e bine, nu avem alte șanse. 655. Aici am mers. Știi ce? O să mergem în partea asta opusă. Wait. Mi se mișcă mouse-ul foarte rapid și nu știu exact unde să o iau. Apropo, dragii mei, știți, dacă o să vă placă acest joculeț sau episod, nu știu exact o să placă sau nu. Vă rog tare mult să apăsați pe butonul de like de mai jos și de asemenea, dacă vreți să mă susțineți în continuare, să apăsați pe butonul de subscribe, mai ales dacă sunteți noi pe canal. Deci dacă sunteți noi pe canal, nu ezitați și apăsați pe butonul de subscribe. Știu că mă rog de voi foarte mult să faceți chestia asta și sincer nu-mi stă în fire, pentru că nu vreau să oblig oamenii să se aboneze dacă nu vor sau să-i determin să facă chestia asta dacă mi-a trecut prin cap. Dar având în vedere că YouTube-ul e full de oameni și tot o să mai vină oameni și vin și tot, toată lumea devine YouTuber și toate chestiile de genul ăsta, au trebuit să fac un sistem și cumva să mai rărească din notificări. Deci, efectiv, dacă vreți acum să primiți notificări de la mine, puteți apăsați pe butonul de clopoțel și sigur o să primiți. Sper că o să primiți. Oh, Doamne! Deci, cumva, aproape am nimerit camerele. Deci, vedeți? E 665 și am în mână 655 încolo. Wait. Oare dacă mă duc încolo, ce se întâmplă? 677.
Băi, eu cred că camera asta e pusă super aiurea. Deci, jur că trebuie să fie ceva de genul ăsta și să-mi dea troll. Deci, eu nu cred așa ceva, domnule. Eu nu cred că e posibil așa ceva. Știi ce? Dacă tot am venit eu pe aici, stai așa. Merg direct înainte. Și o să iau probabil ori la stânga, ori la dreapta, dacă n-ajung abia la capătul coridorului. Toți sunt atât de uimite. Ce hotel mare au ăștia. Dar mie mi se pare... Ia să vedem. E să mă gândesc acum pe unde să o luăm. O luăm pe aici. Ok. O luăm pe aici. Dude, asta n-are sens. Sau poate are. Este așa. Băi, vă rog, eu tare frumos să ziceți în comentarii dacă ați prins sensul jocului ăstuia. Că pe mine mă termină. Sau... Cum? Cum vine camera aia acolo? Cred că e pe partea cealaltă, cred. Cred. Că așa ar trebui să fie. Și gen, când fac acum la dreapta, cumva să înconjor. Așa. Ok, aici nu e. A, nici aici nu e. O, Doamne, nu voi să cred. Deci o să fac un episod, efectiv, în care mă chinuiesc să caut o cameră. Ah, Doamne, mor aici, de dragi! Unde-i camera aia blestemată? A, firar! Și acum am pierdut și numerele cu 500 și ceva și nu știu exact unde să mă mai duc. Deci, efectiv, mă învârte aici ca nebună în cerc. Sperând să găsesc camera. Voi vă dați seama, să te duci într-un asemenea hotel și să te pierzi în el, cred că e destul de nasol, nu? 600... Wait, nu, stai, cred că găsesc. Stai. 623. Spune-mi, te rog, că e până la capătul coridorului. Spune-mi, te rog, că nu trebuie să fac iar la dreapta sau la stânga, că mor. Ah, oh, toți bați joc de mine! Tu, jocul ăsta își bate joc de mine! Ah! Nu vine să cred! Ah, nu vine să cred, Doamne. Știi ce? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. O să mă oftic aici ca nebuna, nu, 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 o să înconjur camera asta până când o să se saturi de ea și sper să nu mă sperie ceva la un moment dat că o să fac urât. Unde e camera asta? Vă rog, e tare frumos, dați-mi camera! Vreau camera asta, ok? O vreau foarte mult! Oare când se schimbă muzica, se schimbă și chestia asta cu coridoarele? Deci eu cred că e ceva la mijloc. E imposibil să fie altceva, nu cred. Uite, vezi de muzica. A, stai mă, că sunt de alea deasupra. Înțeleg. Ok. Mănâncă nasul. 602. Uite, m-am întors de unde am venit? Uite, eu am tot înconjurat, da? E 626 încolo, în dreapta. Și ce o să mergi pe stânga? Bă, dacă altfel nu reușesc, o să mergi spre stânga, nu? N-am de ales. Cred. Sau nu, stai, poate sunt pe partea asta. Și ce o să înconjur pe aici? S-ar putea să fie pe aici, s-ar putea. Nu garantez, dar sunt șanse. Ok, încolo. Îmi place totuși carpedul. A, Doamne. Cred că trebuia să o iau invers. Acum mă regret decizia. A, Doamne. Ce? Sergent, trebuie să iau. O să mai merg cu data așa. Up. Mergem. Prin munți. Și prin pădure. Nu știu exact ce Dumnezeule mare facem pe aici. Dar noi mergem să ducem o cheie. Și știu acum că cel mai probabil o să curgă cu dislike-uri. Așa că îmi pare rău, dar îmi interesează jocul ăsta. So. 120 și ceva. Știi ce, o să merg așa. O să merg și mai repede. Dude! 619. Nu vine să cred.
Dacă știam că jocul ăsta o să fie așa, ce mai probabil căutam un tutorial pe internet. Bă, trebuie să existe un algoritm sau ceva de genul ăsta. Nu se poate, deci eu nu cred. Eu mă duc încolo și dacă nu e nimic încolo, mă întorc. Ok, 433. Și dacă mă duc încolo, s-ar putea să fie 900 și ceva, cred. Oh, de ce n-am și un sprint? What? Oh, să pot să fac screenshot-uri așa, cu Enter. Oh, da. Yes! Nope. Nope. Vreau jocul ăsta. Wait. So. Ia să vedem ce scrie pe capătul coridorului ăluia. Să e 4542. Și cred că dacă mă duc până încolo o să fie 100 și ceva. Cred. Uite mă că am ajuns la 646, ești nebun. Deci am ajuns aici. Dar am impresia că nu există camera asta. O să iau pe aici, da? Ok, o iau pe aici. Dar chiar nu cred că există. Ce e... What? Ce? Mă duc încolo să vedem ce e. So, e... Nu mă duc pe aici. Mă duc în spate. Spune-mi, te rog, că e ceva interesant acolo. Nope. Ia să vedem pe aici. So, aici e... N-am nevoie de asta. Nu vei să cred. Deci, sunt mai jalnică decât un detectiv. De ăla care are o agenție falsă sau care rezolvă primul caz din viața lui. A, 550. Îmi urăsc atât de mult viața. Nu vine să cred. Of, Doamne. 847. 549. Mă, da. Eu cred că jocul ăsta își bate joc de mine. Știi? Eu chiar cred chestia asta. Eu cred că e imposibil să nu găsesc o cameră de hotel. Am crezut că o să se întâmple chestii interesante, mă, că o să-mi sară și mie o femeie în față sau ceva de genul ăsta, știi, că scrie acolo că e Hotel Paradise. Dar nu, eu trebuie să caut camera aia blestemată. O, Doamne, nu vine să cred, băi! Doamne! Ei, aici cred că e 100 și ceva, sau nu? 900? Dude! Why? Cred că ar trebui notate pe foaie toate combinațiile care sunt aici. Că, dacă vedeți, nu e trecut nimic de 55 undeva. Deci, vedeți? Uite, e chestie tare ciudată aici. So, e 915, 926, 927, 936. Deci, nu e nimic care să fie cumva pe la 55. Cred că în momentul în care o să găsesc o plăcuță care conține 55, s-ar putea să găsesc ceea ce trebuie. Ia să mergem în partea asta. Cred că aici ar trebui să fie undeva. Și din nou nu conține 55. Deci bănuiesc că o să mergem altfel. Ok, să avem plăcuța. Și mergem în partea aia. Nope. Înseamnă că mergem în spate. Cred că am găsit oarecum logica. Cred. Dar nu garantez. Pentru că... E bine... Nu vine să cred. Hei, măcar am ajuns pe la 700 și ceva. Măcar atât. Vă rog eu tare mult. Lăsați-mă să găsesc camera aia, că nebunesc aici. Vă dați seama să mergeți într-un hotel cu așa ceva?
Vă dați seama că vă apucă zbenga până când găsiți camera aia? Ok, mergem în partea asta. Wait, mergem apoi în partea asta. What? Sunt atât de confuză. Ok, cred că jocul ăsta e făcut să-și bată joc de tine. Și eu încă încerc să-mi păstrez calmul aici. Nu știu dacă observați chestia asta sau nu. Mă chinui să-l păstrez. Mai am puțin și mine să muși din microfonul ăsta, frate. Oh, Doamne, nu vine să cred. Come on. Haide. Hai, te rog, e tare mult. Suntem în camera aia în fața ochilor mei pentru că m-am zădurat să o caut. Te rog eu mult, jocule, nu ți mai bate joc de mine. Ma. Oh, nu. Și de ce o să merg în partea asta? Uite, nu de aici am început? De aici am început, nu? Cred că de aici am început. Nici nu știu unde am început, Doamne. 524. Mergem în partea... Nu, stai, nu, nu. Ba, da, mergem în partea asta. Aia e, boss! M-am prins! Cred. Cred. Ah, e în partea asta. What? Voi vedeți-vă și eu? Să scrie că merg încolo de la 650 la 659. Ba nu. Dai. Am prostit eu. Aia e. Aia e! Unde sunt? The fuck? Dude! Wow! Tot e atât de ciudat! Și un calculator aici. Ok. 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 Oh, chică, secretul numărul 1. Camera asta a fost generată pentru mine. Nimeni altcineva nu o să mai fie aici. Ia uite-mă ce tare. Ce tare! Voi vă dați seama. Cam reușit să-mi dau seama eu care era algoritmul ăla ciudat. Bă, să știi că mi-a plăcut mult matematica. Cine știe, poate chestia asta are un sens. Deci, bănuiesc aici să termin episodul de azi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut acest joculeț și sper că v-ați uitat până la final și mi-ați înțeles din suferința mea pentru că nu reușeam să găsesc camera aia. Doamne, și eram cât pe aici să mă dau bătută. Vă rog foarte frumos să nu uitați să apăsați pe butonul de like și de asemenea să apăsați pe butonul de subscribe dacă vreți și voi să mă susțineți în continuare. Și apropo, dacă sunteți noi pe canal, cum v-am zis și adineauri, puteți apăsați în momentul ăsta dacă nu v-am convins de prima dată. He-he-he! Și apropo, aveți acolo în descriere linkurile mele către pagina de Facebook și contul de Instagram și aveți și un link foarte minunat către niște produse faine. Cu Tsuki de la Letrico. Și pa, pa!